Bună ziua, dragii mei, sunt tarotera cu o nouă etalare pentru cei cu soarele nou, Venus, ascendent, nodul nord în berbec, etalare pentru luna mai, cu o mică întârziere, dar dacă vreți musa să fie 30 de zile, puteți să decalați până pe, eu știu cât o fi, 5-6 iunie, dar eu vă zic și repet de câte ori pot că etalările nu au un termen fix, este o energie care variază de la om la om, de la colectiv la colectiv. Și cu ocazia asta inaugurez noua mea manicură, dragii mei berbecuți, în care, da, manifest asul, tot s-a și posibil. Da? A, și de monede, asul de inimă roșie, da, de cupe, asul de bâte și asul de spade. Sper că vă place. Noua mea manicură, da. E drăguț, e drăguț. Haideți să, așa, ca să râdeți un pic. Ah, interesant. Haideți să mă împărtășesc o experiență cu voi, așa simt. În primul rând am întârziat pentru că mi-a născut pisica și n-am putut de sărbătorile acestea să mă concentrez pe prea multe lucruri. Dar pisicuții sunt sănătoși, sunt 4, o să vi trimit să-i vedeți într-o poză. În al doilea rând, să vă împărtășesc cu experiența apropo de citirile de tarot. Am mai împărtășit de-a lungul timpului situații. La zodia mea tot îmi apărea în ultima vreme evenimente neașteptate, mesaj în mod special neașteptat de la cineva, semn de foc, da, cu care n-am mai discutat de ceva timp. Și aveam eu niște suspiciuni, niște, făcusem niște programări. De-aia zic, încercați să ieșiți din programări, pentru că atunci când vorbim de energie spontană, chiar nu putem să prevedem ce va aduce viitorul. Experiență, da? Ei, am fost căutat, într-adevăr, chiar în această perioadă, în luna aprilie, da? Că tot vorbeam de martie-aprilie, că unii berbeci sunt determinați să-și găsească sufletul pereche. Asta pentru că tot a apărut sufletul pereche sau se vindece sau dragostea adevărată. Asta pentru că tot a apărut asul de cupe la un moment dat și o serie de ași. Nu mai știu exact ce cărți, dar oricum, cărți frumoase. Ei, cine m-a căutat? M-a căutat, într-adevăr, un berbec cu care am colaborat și am avut o colaborare excepțională. Am făcut o carte împreună, bine, coperta de carte, personajul a editat lucrând la o editură în străinătate, deci nu m-aș fi așteptat ca acel berbec să mă sune. Discuția a fost acum niște ani de zile când eu spuneam că studiez astrologia, da? Și aș fi vrut să continui colaborarea din editură cu niște chestiuni care țin de astrologie. Însă întreruperea comunicării noastre a venit spontan, ca și recâștigarea acestei comunicări. Tot spontan a venit mesajul, evident, nu l-așteptam, și în acel mesaj mi s-a cerut ajutorul, colaborarea, ghidajul. Și explicarea acestei tăceri a fost că acel personaj, după cum știți că mulți dintre voi berbecilor ați trecut prin probleme, mari probleme. Lia, Alexandru, Zoica, sunt doar câțiva pe care îi numesc, dar sunt mult mai mulți. Acel personaj mi-a împărtășit, acel berbec mi-a împărtășit de ce nu a comunicat cu mine vreo 2 ani de zile, poate chiar mai mult, 2 ani jumate. Da, îi murise cineva din familie și dacă cineva a experimentat moartea unui părinte sau unui membru al familiei sau unui om drag, extrem de drag, știe ce înseamnă asta. Depresie cruntă, cădere. Ei, și acum revin. Dorința acelui om era să se înțeleagă, să înceapă o nouă cale, să meargă, să se descopere. Apropo, interesant cum apare și această carte, să se descopere într-un alt fel și într-un fel care îi permite eventual să iasă la lumină și să manifeste chef de viață, eventual dragoste, cum toți ne dorim, da? Deci aici e experiența pe care vreau să o împărtășesc. Uneori, când zic că vă veți întâlni cu X, cu Y sau asul de cupe, l-am spus de nu știu câte ori, înseamnă nu doar dragoste, nu doar un suflet pereche, înseamnă și vindecare. Deci, încercați să ieșiți din programări și să vă dați flexibilitate la mesaje. Să vă dați flexibilitate. Acum, pentru că uneori rămânem în programul vechi, îndrăgostiți de trecut și poate ar trebui să fim mai flexibili în prezent ca să creem șanse mai mari viitorului.
Înțelegeți ce vreau să zic. Acum, hai să vedem mesajele voastre. Apropo de ce am zis mai devreme, dorința și de experiența pe care am împărtășit-o, dorința de a descoperi înțelepciunea. Mulți berbeci doresc să înțeleagă, da? Să înțeleagă de ce au trebuit să treacă prin întuneric, de ce încă sunt în întuneric, da? Este asemănător cu eremitul. Poate v-ați însingurat unii, nu toți, dar cei care într-adevăr au trecut prin niște drame s-au însingurat, poate nu atât de vizibil, poate nu din viața socială, dar la nivel personal, cu siguranță, mulți berbești s-au însingurat tocmai ca să-și găsească lumina, lumina interioară, înțelepciunea. În această perioadă, în continuare, căutați înțelepciunea. Interesant că aveți un 10 și suntem în luna mai. Deci trebuie să dublați toate acele conflicte, numere. Ascultați 2021 din punct de vedere numerologic ca să înțelegeți ce vreau să zic. Anul acesta este marcat de schimbare, dar schimbările și conflictele și toate transformările prin care trecem trebuie să ne aducă mai aproape de ce? De Marele Preot, da? Numărul 5, de înțelepciune, da? De lumina interioară. Deci aveți înțelepciune ca și energie generală, în mod special în această etalare și în această perioadă. Apoi, 3 de apă. 3 de apă care știm că înseamnă bucurie, știm că înseamnă întâlnirea cu sufletul pereche, dar poate să însemne și triunghi amoros, da? Deci, vreți să înțelegeți și la capătul setului de cărți aveți regele de aer. Regele de aer care poate sau nu poate să fie, nu este obligatoriu, de aia zic, ieșiți din programări, nu este obligatoriu să fie semn de aer. Poate să fie dorința voastră, ia uite, iar se repetă, de a avea parte de înțelegere, de cunoaștere, da? Dorința voastră, amândouă seamănă, și confirmă acest rege de aer ca fiind o latura voastră rațională prin care vă dezvoltați înțelegerea, cunoașterea, înțelepciunea. Înțelegerea este una, cunoașterea alta, înțelepciunea alta. Sunt aspecte subtile, da? Ca să înțelegeți cum vă puteți bucura, cum puteți ieși din triunghiuri amoroase, cum puteți să ieșiți eventual din niște legături, aici văd niște legături karmice și mai văd, am văzut mai devreme aici, oare? Nu mai știu, am văzut undeva relații karmice, probabil că în timp ce am amestecat. Deci, energia generală, poate că prin tarot, prin etalările de tarot, ați înțeles niște lucruri, apropo de 5, da? 5 de monede, însingurare, trădări, situații și situații, da? Oricum, energia generală este, în mod special, rațională. Pe de o parte, vedem ce ar putea să însemne sau ce legătură au aceste cărți. Și emoțională, dar aveți, dragii mei, că sunteți marțieni, aveți nevoie și de acțiune. Mesajele de la înger vă îndeamnă către acțiune. Acțiunile vorbesc puternic, da? Exprimați-vă dragostea prin acțiuni. Și ce mai zice altă carte care vorbește despre acțiune? Do something. Fă ceva pentru cineva. Dă-ți atenția cuiva, oferă-ți atenția cuiva, cuiva care poate are nevoie de un pic de tandrețe, poate că tu ești jos, berbecule, berbecuță, poate că ai probleme jos din punct de vedere cu moralul la pământ, dacă ai trecut prin niște probleme și totuși adună-ți energie că să dai celuilalt care are mai puțin decât tine. Pentru că în momentul în care dai, primești, da? Învățați legea aceasta a ofertei, a schimbului, că e în opoziție zodia balanței, da? Care reprezintă de fapt schimbul, echilibru. Eventual cereți ajutorul cuiva și rămâne de văzut cum poate fi interpretat, iubește ceea ce ești, cine ești, și rămâne de văzut cum poate fi interpretată această dorință de a atinge pe cineva. Există un personaj care vă inspiră și vă stimulează simțurile și vă doriți foarte mult să-l atingeți, să o îmbrățișați, să îi sărutați, să... în fine, să fiți aproape de ei și fizic, nu doar mental, da? Nu doar emoțional, dar pentru asta s-ar putea să aveți nevoie de ajutorul cuiva, pentru că posibil acțiunile voastre să nu fie suficiente, însă aveți mental, emoții și acțiune. În timp ce am amestecat cărțile, au apărut acestea. Au vrut în mod special să se arate. Nu e așa că e frumos? E frumii, frumii. Dar ce poate să însemne regele și regina de băte și asul de spade? Trezirea voastră. Apropo de înțelepciune și de regele de spade și de cunoaștere. Trezirea voastră.
că dacă aveți un anumit mental, adică un anumit fel de a gândi, puteți să treceți prin toate blocajele care apar în viață. Da? Dacă este un munte de greutăți între voi singuri și voi în cuplu, în cuplu perfect, voi, prin felul în care gândiți, puteți manifesta victorie și puteți în timp, cu înțelepciune, repet, cu înțelepciune, cunoaștere, da? Și acțiune, dar și rațiune, în timp puteți să dărâmați să creați, neapărat să dărâmați, să creați drum de acces între voi acum, poate singuri, poate dezamăgiți, poate lipsiți de victorii și voi într-un viitor, mai mult sau mai puțin îndepărtat sau apropiat, voi cu perechea voastră perfectă, da? O persoană care vă este egală. Acesta este adevărul la care și înțelepciunea, adevărul și cunoașterea la care trebuie să ajungeți. Da? Și am zis că trei de cupe poate să însemne, dragii mei, și întâlnirea cu sufletul pereche, dar cum se manifestă acesta? Prin comunicare, prin dreptate, prin înțelepciune. Da, la capătul setului de cărți văd lumea. Lumea după ce ați așteptat. Unii, alții, voi, ei, au fost conflicte, au fost probleme de sănătate, au fost decepții, au fost depresii, au fost multe situații, precauții, așteptări. Începeți o nouă lume, că tot a fost luna nouă în berbec de curând, da? Începeți o nouă lume în care vedeți ce opțiune aveți. Vedeți ce opțiune aveți. Și cu această înțelepciune, că aici este secretul, dacă nu aveți înțelepciunea, veți bâșbâi între toate cupele. Aici aveți nevoie de înțelepciune, de capacitatea de selecție, de decizie și pentru înțelepciune aveți nevoie de cunoaștere, da? Trebuie să citiți, trebuie să vă documentați, trebuie să înțelegeți cum să ajungeți, cum să manifestați, că primul pas în manifestare este gândul, da? Gândul și cuvântul, adică cele două laturi, cele două tăișuri ale spadei, gândul și cuvântul. Cum puteți manifesta sufletul vostru pereche, perechea voastră divină. Persoana care vă este egală și cu care puteți face ceva deosebit, da? Frumos, frumos, frumos. Sper că vă place, pentru că mie îmi place foarte mult ce va ieși până acum. Hai să vedem. Central, berbeci. Soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord, în berbec, luna mai, tichidai. Uai, regele de cupe, în suflet multe emoții. Confie un personaj. Nu zic musa e semn de apă, pentru că oricine poate să fie semn de apă. În sensul că orice zodie poate să aibă marcaj în semne de apă și să se foarte emoțional. Poate sunteți chiar voi foarte emoțional. De ce n-ați fi voi? De ce n-ați fi voi? Da? Inima voastră este plină de emoții și de sentimente față de cineva. Vedem. O să și clarific. Trei de cupe apare a doua oară. Aici este provocarea. Cum puteți manifesta, de fapt, această dragoste? Și am văzut, în timp ce amestecam, am văzut și dragostea adevărată. Unii dintre voi simțiți, ori vă este dor de o dragoste adevărată, reală, consistentă, profundă, ori singur fiind și cu emoții foarte profunde, vă doriți întâlnirea cu sufletul pereche și să intrați în uniune cu acest personaj. Aici este provocarea. Da? După cum vedeți, aici este un personaj singur și aici sunt de fapt trei. Da? Cele două personaje și a treia entitate este relația în sine. A treia. Da? Interesant, roșu și verde în opoziție. Da? Trebuie, e un personaj cu care vă completați. Chiar dacă există diferențe, vă completați și totuși această completare este perfectă și pură. E albă. Îmi place. Deocamdată o să și clarific, sper să nu afecteze clarificările. În trecut aveți un valet de spade. Comunicarea cu cineva. Dar valetul de spade, da, e comunicativ, dar nu pot să zic că e cel mai înțelept, da? Că da, e și valet. Da, e și valet. Nu e tocmai cel mai înțelept. O să vedem ce s-a întâmplat cu acest valet de spade. În trecutul îndepărtat, trecutul apropiat, voi la intersecție de drumuri. Probabil că luna trecută, când a fost luna nouă, ați început, de aceea ar fi superb să manifestați, să alegeți. A fost momentul de alegere. Cum fi fost luna trecută, cum fi fost eu știu când. Sunteți voi aici viitori împărați. Da? Viitori împărați este un preîmpărățel în momentul deciziilor, în momentul în care se hotărăște să lase
persoanele, relațiile, proiectele, da? Bătele care stau pe loc, care îi țin pe loc. Da, e siguranță aici. Dar totuși stai pe loc. Degeaba e siguranță dacă stai pe loc. Da? Și acest personaj alege o bâtă flexibilă, o bâtă călătoare și victorioasă, care extinde universul, extinde posibilitățile, că am văzut 7 de cupe. Dar, repet, ca să alegi între cele două drumuri, ca să alegi între cele 7 cupe sau câte ori fi opțiuni, trebuie să ai înțelepciune. Înțelepciune. În viitor, turnul. Ceva e neașteptat. Și când vă zic că e neașteptat, puteți să clarificăm în toate felurile. Este neașteptat. În prezent, o 9 de cupe, iar multe emoții, mai. Multe emoții, ce frumos. Multe emoții. Dragii mei, să nu beți, că nu vă ajută deloc băutura. Asta pentru că văd multe pahare. Întâlnire cu prietenii, poate. Dacă vă întâlniți cu prietenii ca să ieșiți din singurătate, mare grijă să nu beți. E drăguț așa să te simți voios, să glumești un pic, să te aprinzi la față, să țopăi, să cânți, chiar dacă nu cânți bine, da? Asta din cauza paharelor, dar să nu ajungă un obicei. 9 de cupe. Poate totuși e cineva care vă emoționează teribil. Poate. Ar fi frumos. Prefer persoane care vă emoționează și nu doar vă emoționează, dragii mei, pentru că e nouă, vă dă speranță. E un personaj care vă dă speranță. E un personaj care e mulțumit cu el și poate vă, pentru că e similar cu steaua, este luța, îi zic eu. E un personaj care vă inspiră la dragoste față de voi înși vă. E minunat. Dacă începeți, ați ales această bâtă victorioasă, una din stațiile sau nu neapărat stații, nu e bine spus stații ale acestei călătorii, una din, unul din device-urile de care aveți nevoie în această călătorie, da, device, instrumentele ca să ajungeți să vă creați această nouă lume, foarte important este dragoste și stimă și respect față de voi înși vă. Frumoase cărți. Și totuși ceva trăsne. Să sperăm că acest turn reprezintă trezirea voastră la înțelepciune. Nu știu, ceva, o acțiune trăsnet. Vreți să șocați pe cineva sau cineva vă șochează sau și vă șocați unul pe altul. Doar să nu vă speriați. 6 de monede, 6 de monede, sfatul este să vă echilibrați financiar. Și în ce sens vă echilibrați? Nu cheltuiți mai mult decât e cazul. Da, e frumos să ajuți, ajutați. Cu măsură. Acționați. Cu măsură. Încercați să fiți în măsură. Pentru că fiind marțieni, aveți tendința să intrați în exces uneori. Uneori, nu toți, poate nu toți, depinde de harta natală a unora, dar există tendința. Aici este echilibru. Și un echilibru în acesta pământean, pentru că sunt monede, da? Nu musai financiar. Și al acțiunilor. Acționați în echilibru. Și nu doar, a, interesant, nu doar, deci faceți ceva, a, foarte frumos, îmi place, da? Se leagă această carte de cele trei. Cereți ajutorul cuiva. Acest personaj ar fi un personaj care vă ajută. Vă ajută cum să vă întâlniți, dragii mei, cum să vă întâlniți cu sufletul pereche. Posibil în acest cuplu pe care l-am văzut, regele și regina de bâte, cu sufletul pereche, cei doi, unul are mai mult decât celălalt. Ceva, niște talanți, nu musai bani. Aveți nevoie de un ajutor. Poate un ajutor financiar ca să călătoriți. Poate un ajutor financiar ca să cumpărați un cadou și să faceți un gest frumos de curtoazie față de cineva față de care vă doriți această atingere fizică. Variază, da? Pentru că în momentul în care primiți ajutorul, da, vedeți? Cere ajutorul, trebuie să și cartea reprezintă doar un moment. Nu știi mai încolo ce durează, ce urmează. Poate persoana care primește 2 monede. Aici este, e prima oară când citesc așa cartea și cred că are legătură cu ce se va întâmpla. Da? Aici zice, acționați și fă ceva. Poate persoana care primește 2 monede, dă o monedă celuilalt. Și este minunat. Este minunat. Înseamnă că v-ați înțeles lecția, înseamnă că intrați în înțelepciune și în echilibru. Deci aici este sfatul, dragii mei, berbecuții. Și berbecuțe, evident, și berbecuțe, mai ales berbecuțe, ca mai mult berbecuțe decât berbecuți. Da.
Frumos. Exterior, 7 de bute. Rămâne de văzut ce este exact. O fi un semn de foc care se luptă pentru voi. Există o persoană care e defensivă în momentul în care sunteți voi în preajmă, variază. Variază, o să clarific ce înseamnă acest 7 de bute. Pentru că nu sunteți voi, chiar dacă este semn de foc. Și repet, nu-i zic musai că semn de foc, pentru că și eu am marcaj, deși nu sunt în zodie de foc, am marcaj în zodie de foc și mă port uneori ca semn de foc, alteori mă port ca semn de aer, alteori ca semn de apă, ca semn de pământ. Variază. De-aia zic, ieșiți din programări, este riscant cu tarotul să vă fixați pe anumită persoană. Oh. Regele de monede. De cine vă este teamă? Nu zic musai că de un semn de pământ. Nu. Este teamă pentru unii de un tată, de un soț, de o persoană autoritară, de un profesor, dacă sunteți tineri și studiați, pentru că aici cel care studiază caută înțelepciunea, poate să aibă de-a face cu un profesor. Sunt mesaje generale, poate nu toate se leagă de o relație fixă. Poate anumite mesaje, repet, anumite mesaje sunt pentru diferite relații din viața voastră, da? Deci poate fi profesor, este un ghid. Un ghid practic, da? Este un ghid practic. Și a treia oară când văd energie masculină, într-un fel de înțeles că sunteți marțieni. Dar totuși, ca și femei, ori fi trei bărbați, ori fi mai mulți, dacă sunteți și frumoase și sexy, ori fi mulți cuceritori în preajmă, da? A treia figură masculină. Semn de aer, semn de apă. A patra, că am văzut și semnul de foc, da. În fine, că e profesor, că e tată, poate este un tată care este foarte autoritar, poate este un tată care este foarte interesant, cum vine mesajul. Poate este un tată care v-a învățat să fiți pragmatici și voi aveți o latură sensibilă pe care a trebuit să o explorați în această perioadă cu regele de cupe, 3 de cupe, 9 de cupe. Aveți o sensibilitate aparte unei dintre voi. Și aici este. Dacă aveți în preajmă un părinte, poate să fie și o mamă, da? Autoritar, pragmatic, materialist, în această trezire a voastră, turnul, hai să mai folosești, în această trezire a voastră, turnul, în această dorință de a înțelege, cunoaște, înțelege, decide, da? De a avea viziune, că e un vultur, da? În aceste dorințe, vă dați seama că totuși viziunea pământeană nu este suficientă. Aveți nevoie de mai multe perspective, da? Și aeriană și emoțională, da? O să clarific. Vai, ce frumos! Vă doriți schimbarea norocului, să vă schimbați norocul. Eu vă zic, schimbă locul, schimbă norocul. Mie așa mi se întâmplă și eu îmi doresc să schimb locul în care stau. Rămâne de văzut când se va întâmpla. De fiecare dată când am schimbat locul, s-a întâmplat ceva frumos. S-a întâmplat ceva frumos. Roata norocului este Jupiter. Poate că aveți marcaj, unii dintre voi aveți marcaj în pești. Și asta, sau un pești sau un săgetător. Pentru că Jupiter reprezintă zodia peștilor sau zodia săgetătorului și nu zodia musai, cât Jupiter. Da? Și Jupiter reprezintă expansiune emoțională, dar și spirituală, că e foc și apă, da? Expansiune diurnă, prin acțiuni, dar și nocturnă, prin investigații, prin simțire, prin telepatie, prin multe, da, lucruri. Vis, rugăciune, foarte frumoase cărțile. Și sper că simțiți cât de încântată și aș vrea să vă încântați și voi de aceste mesaje, pentru că sunt într-adevăr deosebite. Ce vă doriți? Ca timpul divin, pentru că roata norocului înseamnă și timp, timpul divin să se miște eventual mai repede, să vă aducă mai aproape de sufletul acesta care vă încântă. Există clar un personaj care vă place sau măcar, ia uite ce frumos, sau măcar vă inspiră. Ce reușiți să faceți? Măi, eu, hai noroc, felicitări dacă reușiți să faceți așa ceva. Ce este? Cartea 11-11, da? Știți ce înseamnă? Cartea flăcărilor gemene. Și nu o să fi toți flăcări gemene, dar sunt de suflete perechi. Vă întâlniți, poate cu prietenii, cu 3 de cupe, 9 de cupe și 4 de bâte, puteți să vă întâlniți cu prietenii, da? Dacă vă ajută cineva să ieșiți din nu știu ce situație mai e. Aha. Dar
Poate să fie întâlnirea cu sufletul vostru pereche. Dar cum treceți la această întâlnire? Nu te poți duce să te bucuri de o atingere. Vă doriți atingere fizică, da? Vă întâlniți să îmbrățișați, domnule, să stați la o masă, să beți un pahar, să ciocniți măcar atât. Asta e o atingere fizică, da? Să stați umăr în umăr, să mâncați floricere și să râdeți la desene animate. Ceva de genul ăsta. Da, vă doriți această întâlnire cu sufletul pereche sau cu niște prieteni. Dacă nu fi sufletul pereche, poate să fie niște prieteni. Dar, evident că eu vă doresc să fiți alături. E a doua oară când apare 3 de cupe, da? Să vă întâlniți cu sufletul pereche și să puneți bazele unei prietenii durabile, pentru că 4 e un număr stabil. E un număr stabil. Probabil trebuie să se dărâme ceva sau ceva s-a dărâmat și într-un mod uimitor se va reconstrui ceva. Că vorbim de construcție, da? Turnul poate să și dărâme, poate să și... Bine, se reconstruiește în timp, dar acel ajutor pentru a crea fundația de care aveți nevoie pentru următoarea relație poate să vină într-un mod trăsnet. Așa simt. Da? O sponsorizare, să-ți cumperi teren, da? Să-ți faci casă, ce frumos. Ce-mi doresc, nu? Ia uite, da? E apropo de bani. O fi un ajutor financiar că începe să construiți voi, asumați o relație, ceva frumos iar, este minunat. Este, obsesia asta pentru cine ce e? Ah. Vreți să construiți o relație sănătoasă și să vindecați niște relații toxice? Vreți să vindecați relații toxice, materialiste eventual, cu regele de monede, în poziția fricilor, da? La capătul setului de cărți aveți, ce frumos! Regina de monede, împărăteasa, 5 de monede, steaua și puterea. Mamă, dar ce cărți puternice! Ați fost foarte consumați de intensitatea unor relații din viața voastră. În primul rând, a fost o relație în care v-ați luptat mental cu cineva. Ego-ul vostru, ego-ul lor, au fost niște lupte mentale și ar fi trebuit să se întâmple transformarea. Rămâne de văzut în cât timp, pentru că transformarea vine în timp. Ideea este că trebuie să iertați acest gen de situații, că sunt datorate vouă, lor, sau vă oglindiți acțiunile. Când cineva acționează într-un fel, celălalt răspunde tot în același stil, de obicei, da? Trebuie vindecat acest gen de relație, de atitudine, care consumă, da? Pentru că se ajunge la decepții, la depresii, la însingurare, la frig. Da, sunteți împreună, dar nu e suficient. Aveți nevoie de ce? De schimbare. Poate că în ultima vreme ați înțeles că trebuie să schimbați ceva în viața voastră și să mergeți, dragii mei, cu credință. Că aici e credința. Aici este credința în conexiunea cu Arhanghelul Mihail și Gabriel, Uriel și Rafael, da? Și împreună cu ei puteți învinge orice toxicitate. Toxicitate înseamnă foarte multe. Și ego-ul vostru și ego-ul lor, da? Uite, așa puteți, după această tăcere în singurare, că asta înseamnă și tăcere, înseamnă și în singurare, puteți să creșteți și să vă găsiți valoarea, în primul rând a voastră, asta pentru că apare 9 de cupe, și apoi, în momentul în care voi vă simțiți valoroși, atrageți oameni de valoare. Simt că este și un personaj care vă inspiră clar cu steaua. Cu steaua și împărăteasa și regina de monede, există un personaj care vă inspiră. Însă, ce mai simt? Ce mai simt? Da, este riscant să citesc, de ca și când ar fi o etalare personală, împărăteasa și regina de monede clar vorbește despre creștere financiară și abundență spirituală. Stabilitate prin dragoste, da? Nu musai prin muncă sau prin obsesii. Sau prin obsesii pentru bani, pentru relații karmice. Aici este frumos pentru că în curând sau poate de mult ați început și simțiți în curând efectele acestei munci de curățare, de eliberare de toxicități. Da? Și cred că dacă manifestați acest ce frumos, da? Această schimbare de energie și reușiți să vă întâlniți
cu personajul, care un personaj care vă va fi drag sau care vă va înțelege profunzimea sufletului vostru, da? Cu care vă puteți bucura, asta înseamnă că deja simțiți efectele vindecării de o karmă negativă, de o frică, de o obsesie, de adicții, da? Așa simt. Doamne ajută! Doamne ajută! Nu aici era. Hai să și clarific, nu? Că trebuie clarificat. Astea nu le mai pun. Mai, Ela, trebuia să scoți toate cărțile de la început. De ce nu le-ai scos de la început? Ca să ne pui pe noi să așteptăm. Așteptați, dragii mei, berbecuți, pentru că oricum, trebuie și voi să mai meditați la mesajele pe care le-ați primit, da? Hai să clarificăm. Clarificăm, te rog frumos, regele de cupe. Sufletul berbecilor. Opa, așa. Doi de spade. Dar este invers. Doi de spade. Este o tăcere care a fost, e un blocaj care, pentru mine, în momentul în care apare doi de spade invers, simt că se deblochează, că tot aveți schimbarea de energie, se deblochează ceva. Foarte frumos ar fi pentru unii dintre voi care ați avut inima blocată, adică a fost doi de spade pe inima voastră, începe să simțiți chakra inimii că se deschide și să simțiți dragoste, abundență emoțională față de cineva, față de voi în general. Da? Și să vedeți situațiile altfel, să vedeți oportunitățile, să visați la ceva. Ia, doi de spade. Hai să clarificăm doi de spade. În sufletul berbecilor. Asta vreau. Patru de cupe. Da, ați plâns. Aici este decizia voastră. Da? Ați decis să nu mai manifestați regret și ar fi minunat să fie așa, să nu mai manifestați regret apropo de toxicitate, da? Și să vă vindecați, că regretul e energie toxică. Și să manifestați vindecare, creștere spirituală, dragoste profundă, iertare față de voi și, uite, așa vă atrageți oameni, oameni speciali. Clarificăm, iau, uite, trei de cupe, da? Clarificăm trei de cupe, te rog frumos, ca și provocare, trei de cupe. Și nu schimba mesajul, că sunt așa de frumoase cărțile, n-aș vrea să se schimbe trei de cupe. Regele de spade, regele de spade de aici. Repet. Regele de spade. Poate cineva cu marcaj puternic, semn de aer, sau cineva care nu și-a arătat emoțiile, simțiți voi, ați crezut voi că v-a pus într-un triunghi amoros. Poate. Poate vreți să vă întâlniți cu acest personaj. Nu sunt convinsă. Nu sunt convinsă. Dar, trecând peste regele de spade, repet, înseamnă foarte mult. Poate să fie dorința voastră de înțelepciune, de a înțelege cum să manifesti bucurie și nu regret. Pentru că la patru de cupe există trei cupe și încă una, da? Trei și unu. Adică triunghiul și a patra, adică noua ofertă. Trebuie să înțelegeți cum să primiți noua ofertă și să nu rămâneți în trecut. Așa simt că ar fi mai înțelept. Iau, te turn într-un mod neașteptat. A fost o separare de cineva. Asta. Turnul, totuși. Turnul, soarele. Trezirea. Turnul cu soarele pentru mine înseamnă trezirea. 2, 4, 8 de monede. Vreți să lucrați. Să luați de la zero și să vă transformați viața. Da. Și să lăsați în urmă niște tradiții. Ok. Valetul de spade. Valetul de spade în trecutul îndepărtat al berbecilor. Tarot. E un labirint. Cu acest personaj ați fost într-un labirint mental, poate chiar și emoțional. Asta pentru că e tarotul labirint. Mi-a plăcut imaginea. Dar pentru că e cel labirint, cred că ați fost într-un labirint de cuvinte sau necuvinte sau gânduri. Ia mai dăm o carte. Am văzut și 8 de monede, poate ceva legat de locul de muncă. 4 de monede. Mai dăm o carte. 4 de monede.
Aici este temperanță. Pentru mine, 4 de monede, printre multe altele, înseamnă și legătură karmică, înseamnă și legături tradiționale, înseamnă și un mental rigid, materialist, da? 4, e numărul tronului, da? Da? Și aici este, trebuie vindecat, temperanța a fost clarificată. Trebuie să aveți răbdare eventual până acest personaj înțelege ceva, se vindecă de un mental. Tradițiile ne pot ține într-un labirint, da? În labirint, în general, tot te învârți în cerc. Sunt foarte rar portițele prin care poți să ieși, da? Aici este labirintul tradițiilor sau neapărat tradițiilor, poate să fie a unui mental fixist, karmic. Aha, cicluri karmice cu acest personaj. Și aici este, trebuie să aveți răbdare eventual să vă vindecați. Pentru că aveți multe de vindecat în acest context, în trecutul acesta îndepărtat. 2 de bute, te rog frumos, clarificăm 2 de bute pentru bărbecuți. Ce frumos, valetul de cupe. Aici este. Luați decizia să mergeți către ce vă atinge sufletul. Pentru că nu poți să creezi nimic. Da? Nu poți să creezi un univers fără emoții, fără sensibilitate. Și orice om, nu contează zodia, are nevoie și de apă și de sensibilitate. Clar. Valetul de cupe. Posibil unii ați ales să comunicați și altfel sau să oferiți, fă ceva pentru cineva, acțiunile vorbesc puternic, să oferiți ceva, un gest care aduce bucuria voastră și a prietenilor. Da? C-or fi scuze, c-or fi pur și simplu un gest emoțional care poate să vindece pe cineva, să bucure. Valetul de cupe întotdeauna e o energie pozitivă, un mesaj pozitiv, că îl dați voi, că îl primiți. Da? E o energie pozitivă care alină sufletul într-un fel. 2-4. Da. Văd 8 de spade, obsesii, blocaj mental în legătură iar cu dreptatea, cu justiția, cu o fi balanță, mai mult sau mai puțin. Un suflet pereche, probabil, da, probabil, dar care va răni din cauza cui ce este un stil manipulator, magicianul. 3 de spade cu magicianul manipulator, da? Chiar dacă e suflet pereche. Chiar dacă e suflet pereche. Da? Și aici este, trebuie să faceți dreptate. Și aici este obsesia voastră. Sau blocaj, neapărat obsesia, blocajul pe care a trebuit să-l depășiți, da? Ați ales blocajul, uite, blocajul este această bâtă este blocată, da? Și ați ales să vă deblocați, adică să mergeți, că valetul merge într-o zonă a inimii voastre, într-o zonă a inimii voastre și să, eu sper, așa aș vrea ca mulți berbeci să aleagă dragostea aceasta profundă, sensibilitatea. Da? Hai să vedem. Clarifică 9 de cupe în prezent. 9 de cupe în prezent. 9 de cupe în prezent. O, soare, Doamne, cu cine aveți de-a face? Cu cine aveți de-a face? Cineva care va aduce multă, multă bucurie și îmi place foarte mult aceste de cărți, la această carte, în mod special, că la soare. Nu poți fi bucuros tu. Adică da, ești 9 de cupe, ești satisfăcut de ceea ce ești, te iubești așa cum ești, cum a zis mai devreme, dar îți mai trebuie încă o cupă, încă un suflet ca să fii total încântat, trezit în lumină, da? Ce frumos. Da. În prezent, teoretic, ar trebui să fiți treji spirituali. Să începeți să vă iubiți și să vă atrageți, pentru că soarele atrage energie masculină, da? Dar nu e ca Marte care se luptă. Soarele oferă căldură și atrage. A ce atrage? Ați văzut când a fost soare, când am ieșit toți afară. Atrage spectacol, atrage, sau spectatori, atrage oameni în jur, aici. Ca să străluciți, trebuie să vă simțiți bine în sufletul vostru, clar. Dacă vreți să vă atrage sufletul pereche, repet, trebuie să vă iubiți. Ce frumoase cărți! 2, 4, 8 de cupeni.
V-ați îndepărtat de cineva, de cineva care reprezintă foarte mult pentru voi, împărăteasa, 5 de cupe, 8 de cupe. V-ați îndepărtat de cineva, dar acea separare a fost necesară tocmai ca să vă regăsiți pe voi. Așa simt. Hai, clarificăm 6 de monede. În poziția sfatului, este foarte important. Diavolul. Diabolo, mare grijă. Hai să mai dăm o clarificare. Mai dăm o clarificare. Clarificăm diavolul. Nu are cum. Nu acceptăm astfel de sfaturi. Nu. Care e ideea? Trebuie să o înțelegem, nu? Trebuie să o înțelegem. Care e ideea cu acest diavolo? Ia uite, iar apare mai. Cavalet de cupe. Aici este. Cum să explic? Știu că seamănă mesajul, poate un pic diferit ca și nuanță, dar așa simt. Diavolul leagă, legăturile karmice ne leagă. Aveți nevoie de un pic de ajutor ca să ieșiți dintr-o legătură karmică. Aveți nevoie de un pic de consiliere emoțională, de un personaj care vă iubește necondiționat, dar necondiționat asta nu înseamnă că puteți să faceți orice, da? E un mesaj pentru cineva. Mai dăm o carte, totuși. Mai dăm o carte. Ce acel diavol, 6 de monede și cavalerul de cupe. Regele de cupe. Ia uite, apare a doua oară. L-avem aici în suflet. L-aveți voi în suflet aici. Acest rege de cupe care a decis să se iubească, să se respecte, să-și aleagă oameni buni în preajmă. Aici este. Pe de o parte este obsesia voastră de a manifesta această dragoste adevărată, de a manifesta vindecare. Dar, pentru că este sfat, o să interpretez totuși un pic diferit. Faptul că este sfat, sfatul este să vă echilibrați viața și să ieșiți din relații karmice, din frici. Și singur s-ar putea să nu reușiți, singur aveți nevoie de un ajutor, că de-aia zicea, cere ajutorul. Și că sunteți voi, cavalerul de cupe, care cere ajutorul regelui de cupe, iar variază, poate să fie invers. Vreți să deveniți regi și cereți ajutorul acestui consilier emoțional. Aveți nevoie de o... Și sunt două cupe. Aveți nevoie totuși de o consiliere. Da, trebuie să vindecați orice obsesie pentru materialitate, pentru bani, pentru relații karmice care vă țin pe loc. Și să mergeți, cavalerul de cupe, către regele de cupe care puteți să fiți voi sau potențialul vostru alături de cineva special. Că toți putem fi acolo. Da, 4 de spade, gândire, contemplare, cum să manifestați ceva nou în acest sens. Clarificăm, te rog frumos, 7 de monede. 7 de monede. Exterior. 6, 7 de cupe. 7 de bâte, vreau să zic, de monede. Iar aveți pasiune, cineva are o pasiune, voi aveți pentru ei, ei au pentru voi. Ia să mai dăm o carte. Ce e 7 de cupe? 6 de bâte. Vedem o carte, 6 de bâte.
Iar returnul. Iar apare turnul. Turnul în trecut, care apare și în viitor. V-ați separat de cineva. Cineva care făcea parte din opțiunile voastre. Șapte de cupe așa îl văd. Deci acest personaj făcea parte din opțiunile voastre, că voi aveți mai multe opțiuni, da? Mai multe cupe, mai multe suflete, mai multe hobby-uri, ca orice om, și așa este și bine, da? Să ai mai multe opțiuni, nu doar una. Da? Și totuși, acest personaj sau voi ați încercat să manifestați o victorie 6 de bâte și ceva s-a rupt în această manifestare, da? Și s-a ajuns la această atitudine defensivă. Ce a provocat această ruptură, această separare? Variază. Aș putea să mai cer totuși o carte. De ce a fost acel turn? Ia uite lumea. Pe de o parte sunteți la distanță, pe de o parte au fost niște energii fixe. Ia uite, 3 de spade, o dezamăgire foarte mare din cauza unor indecizii. Dar în primul și în primul rând, lumea înseamnă distanță. Distanța a provocat aceste neînțelegeri. 7 de cupe, poate să fie și confuzie. Mai dăm totuși o carte pentru turn. Ce a provocat turnul totuși? Acest personaj este clar defensiv. Dacă a fost o victorie cândva, turnul a adus confuzie și... Cin 10 de monede. Tradițiile au provocat acest turn. O gândire tradițională, o căsătorie, nevoia de bani. Tradițiile. Poate familia cuiva n-a putut, cineva n-a putut să manifeste victorie. Familia voastră, familia lor, tradițiile, cultura, religia. Da? Clarificăm, te rog frumos, regele de monede în poziția fricilor. Roata norocului, interesant. Deci a fost o perioadă când v-a fost teamă că nu puteți manifesta decât din echilibru financiar, dar acum ați înțeles că se poate manifesta, sau cel mai înțelept wisdom, da, înțelepciune, este să manifestați din înțelepciune și echilibru emoțional. Aceea este adevărata manifestare. Pe de o parte, s-a schimbat legătura dintre voi și un personaj foarte pragmatic. Repet, poate să fie tatăl, soțul, soțul cuiva. E o schimbare de energie, dar apare roata norocului și în poziția fricilor și în poziția dorințelor. Aici bănuiesc că această roată a dat în urmă, v-a dat în urmă, v-a ținut pe loc, nu s-a mișcat și aici vă doriți mișcarea. Da. Clarificăm roata norocului în poziția dorințelor. Patru de băte care au apărut ca și manifestare. Asta vă doriți, să schimbați energia și să vă bucurați. Relațiile pe care le manifestați să fie relații pline de entuziasm, de voie bună. Da? Frumos. Și aceasta este alegerea voastră. Doi de băte. Deci aici sunteți voi. Doi de băte. E dorința voastră, alegerea voastră. Clarificăm, ia să vedem, turnul. În viitorul îndepărtat sau ce-o fi îndepărtat? Într-un viitor. Ce acest turn? Ce reprezintă acest turn pentru berbeci? Oh, Marea Preoteasă. Deci pentru mine, turnul și Marea Preoteasă, care știți că o ador, că de fapt asta și sunt. Conexiunea cu intuiția voastră, în primul rând, e o trezire spirituală. Clar, pentru unii va fi o trezire spirituală, vor fi niște revelații, vor fi niște vise, niște channeling-uri, da? Canalizări, în legătură cu construcțiile
relațiile construite în trecut și relațiile care se vor construi. Am zis bine ce am zis până acum. Rămâne de văzut în cât timp se va manifesta, pentru că mesajul este absolut superb. Nu știu ce titlu o să dau, că la titluri nu sunt prea inspirată, dar cărțile așa mă inspiră. Că veți avea o revelație deosebită în legătură ori cu cineva care are cunoaștere, o cunoaștere subtilă, pentru că apare totul soarele și nouă de cupe. Acest personaj poate să fie același personaj care vă inspiră sau, dacă nu e același personaj care vă inspiră, veți înțelege niște lucruri pe care până acum nu le-ați înțeles, niște secrete, secrete. Nu zic nu să ai de secrete din viața cuiva. Lucruri care țin nici nu să ai de ocultism, adevăruri foarte profunde despre voi, despre viață. Mai dăm totuși o carte, ce frumos! Dar până acum a fost un blocaj mental, uite, 8 de spade. Mai dăm o carte. Ui, ce frumos! Frumos neașteptat. Nu ne-a așteptat. Clarificăm Marea Preoteasă. Ce frumos și turnul. Vai. Regina de Bâte, aici sunteți voi. Aici sunteți voi. Voi cu Marea Preoteasă. Regina de Bâte în general e zodia berbecului. Chestiune trăsnet. Da, înțelegeți ceva. Referitor la cum să atrageți, Regina de Bâte atrage, Regina de Bâte cucerește, cum să cuceriți, dar într-o altă manieră, cum să vă manifestați această bâtă, potențialul vostru creator, inovativ, da? Sexual, why not? Energetic. Dar dintr-o cu totul altă perspectivă. Oricineva vă învață, Marea Preoteasă, pentru că Marea Preoteasă, știți bine că studiază tarotul, astrologia și toate chestiile astea, psihologie, da? Este profesor. Dar nu e un profesor atât de vizibil ca Marele Preot. E mai retrasă. Și aici este o trezire între voi. Aici este o trezire între o înțelegere. Evrica. Evrica. Foarte, mie mi se par cărțile astea superbe. Nu știu dacă voi o să le primiți ca atare. Sper. Pentru că aveți 4 de băte ca și dorință, vă doriți să schimbați energia și atunci o să înțelegeți cum să schimbați energia. Aici sunt băte, Regina de Băte, da? 4 de băte de 2 ori. Energie, vorbim de roata norocului, de energie, vorbim de energie la turn, da? E o energie care transformă construcția veche, da? Și o pregătește pentru construcția interioară. Vorbim de energie și la Marea Preoteasă. Și la Marea Preoteasă vorbim de energie pentru că face channeling, da? Mai dăm o carte pentru... Poate într-un mod deosebit sau neașteptat vă întâlniți cu acest personaj. Dacă nu aflați. Sau ascultați ceva sau ceva. Ceva. Hai mai dăm o carte totuși pentru acest, că mi se pare interesantă. N-am mai văzut de mult asemenea combinație pentru acest viitor. Dai o comunicare. Jack of Spades. Comunicați cu cineva. Că e o comunicare pe care voi o puneți în practică. Da? Acțiunile vorbesc puternic. Vă duceți, preluați, eu știu, ceva, nu neapărat comandă. Acționați într-un anume fel, dați un telefon, stați de vorbă, da? Faceți ceva, do something, faceți ceva. Și această comunicare vă va aduce această revelație. Și simt că totuși Marea Preoteasă vă dă niște informații. Dacă cereți ajutorul, pentru că zice cere ajutorul, da? Clarificăm 4 de băte ca și rezultat final. Mă, ce cărți! Să vedem ce titlu bun. 4 de băte. 6 de băte. Vreți victorie? În a manifesta. A manifesta, că și monedele manifestă. În a crea. Vreți victorie? În a crea. Construi relația cu sufletul vostru pereche.
6 de bâte, 4 de bâte, da? Repet, 6 de bâte în general inspiră. Nu, e 7, pardon. 7 de bâte. Tot o luptă este. Dar nu este luptă de cucerire, este o luptă de a menține ceva. Probabil că aveți totuși legătură cu acest personaj și acum trebuie să mențineți, să protejați, să vă luptați pentru ceea ce aveți, nu pentru ceva ce nu există, înțelegeți? La șase vă luptați pentru ceva ce nu există. Ia uite, și apoi 5. Conflictele, luptele, concurența. A fost cândva lupte. Vedem o carte. 46 de bâte. Clarificăm. 46 de bâte. În viitor, în rezultat, în ce-o fi. Nebunul, da, vrei să o luați de la zero. Bine, nebunii, nu am nimic cu voi, dragii mei, dar unii zic că nebunul reprezintă zodia berbecului sau zodia vărsătorului. Pentru că amândoi acționează impulsiv. Da, vrei să lăsați ceva în urmă și să mergeți cu victorie către sufletul vostru pereche. Interesant ce simt. Dacă sufletul vostru pereche este defensiv, vă doriți să începeți ceea ce nebunul. Clarificăm nebunul. Clarificăm nebunul. Da, obsedant. Am o carte. Este obsesia voastră, 8 de spade. Să încheiați un ciclu de dureri, de dezamăgiri, de trădări și să ce? Da, și să vă luptați pentru acel 11-11, da? Pentru casă sau să vă creați ea? Marele preot. Ce superb, Marele preot și Marea preoteasă. Da. Vreți să vă luptați, măi. Dacă asta vreți, să renunțați la alte responsabilități, să renunțați la trădări, să vă deprogramați de un mental negativ și să vă programați eventual către relații stabile, dar nu orice fel de stabilitate, repet, nu musai tradițională, e un angajament, dar în bucurie. Da. Dacă aveți pe cineva cu marcaj în semnul taurului, în preajma casei, s-ar putea să aveți acolo niște conflicte de care vreți să scăpați, așa simt. Depinde acum de marcajul respectiv și construcția cavalerul de monede, ce înseamnă? Ce vreți să construiți? Ce vreți să faceți cu acea monedă? Magicianul, vreți să manifestați ceva nou? Alegeți o nouă cale. Ce? Ce se manifestă? Probabil vă mai trebuie un pic niște bănuți ca să puteți manifesta acel soare, acel 9 de cupe. Trei de spade. Iar apare trei de spade și magician. Avem o carte. Ce cu trei de spade și magician? Judecata. Rațiunea voastră, judecata, judecați, înțelept. Judecați în cunoaștere. Gândiți bine. Ce manifestați? Cum vorbiți? Că e magicianul. Că în funcție de cum vorbiți, dacă vorbiți în durere, dacă vorbiți în regret, dacă vorbiți într-o anumită vibrație, manifestați aceleași lucruri cu acei oameni. Dacă vorbiți în vibrația asta, vă rog frumos, întoarceți-vă. Aceste cărți care apar în prezent, Soarele și 9 de cupe. Întoarceți-vă la sufletul vostru. Nu lăsați pe nimeni să vă perturbe de la această alegere, da?
și judecați bine. Cine v-a manipulat? Cum v-a manipulat? Unii zic că sunteți voi care i-ați deranjat pe alții, dar știți cum niciodată nu deranjează o singură persoană. Întotdeauna ambele părți au motivele lor, explicațiile lor. Însă, judecați bine. Puteți să construiți cu cei care v-au rănit? Nu. Puteți să construiți pe rană? Până nu se vindecă, nu se poate construi. Nimic. Aici este judecata la care trebuie să ajungeți. Ca să schimbați energia și să vă bucurați de sufletul acesta pereche, fine, da? Cuplu, ideal, omul care vă este egal, vouă, trebuie să vindecați, aici e baza, e vindecarea, baza noilor manifestări și a fericirii absolute este vindecarea, înțelepciunea și determinarea, optimismul. Și o să înțelegeți ceva la un moment dat. Am zis turnul și marea preoteasă. O să aveți o discuție cu cineva, voi, berbecilor. Cu această mare preoteasă. La voi au venit cărțile, da? Și atunci o să apară revelația, evrica, eventual dacă n-a venit până acum. Cam atât, dragii mei. Sper că v-a plăcut, chiar dacă a fost mai lung. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup! Pa, pa!